ați venit la Dor de Lectură. Astăzi vom discuta despre cartea lui Stephen King, Ochii Dragonului. Discutăm despre această carte, deoarece, după cum am mai spus și în episoadele trecute, suntem în plin preserie Turnul Întunecat. Deoarece, după cum am mai spus, personajele din seria Turnul Întunecat trascend coperțile sau paginile, cum vreți să spuneți, unei singure cărți și ajung în mai multe cărți. De asemenea, în această carte vom întâlni niște personaje destul de importante din seria Turnul Întunecat și de aceea este nevoie să discutăm despre această carte în preserie. Înainte de a începe, să vă spun câteva chestii despre carte, și anume are undeva la 474 de pagini și este în traducerea lui Anuța Genescu. Acțiunea se petrece în Ținutul de Lei, un ținut unde are loc și acțiunea din Turnul Întunecat, numai că mult, mult timp după acțiunea din această carte. Și avem ca personaje principale pe Peter, mai întâi, care este fiul regelui Roland. Roland, de asemenea, este personajul principal din Turnul Întunecat, numai că nu este acest Roland, ci un strămoș din al acestui. Deci, l-avem pe regele Roland, care este foarte cunoscut în ținut, deoarece în tinerețe a ucis un dragon, care capul acestuia se află și acum pe perete, un arc, mă rog, și este foarte un rege bun, un rege foarte cunoscut și așa mai departe. El are un băiat pe Peter și este la rândul lui un superstar, ca să zic așa, deoarece este un băiat bun, un băiat viteaz, plin de o grămadă de calități și așa mai departe. E de asemenea iubit de toată lumea. Ca să zic, sfătuitorul, sfernicul, cum doriți să-i spuneți, al regelui Roland este nimeni altul decât Flagg. Nu îi se zice Randall, dar știu foarte bine că e vorba de Randall Flagg. Cine este Randall Flagg? Vă duceți aminte de un review anterior de Apocalipsa, voi lăsa un link și în descriere, unde era chiar antagonistul principal. Ei bine, și aici este antagonistul principal, deoarece, după cum am spus atunci, Randall Flagg este răul principal. El dorește să facă rău chiar dacă nu are alt motiv, ci pur și simplu de a crea rău, de a crea haos, de a crea... Mă rog, chiar în această carte, motivul său principal este să ducă ținutul de Lane în întuneric și în, nu știu, să facă rău, să distrugă ținutul, să distrugă ordine, să distrugă imperialismul, mă rog, regii și așa mai departe, să fie haos și așa mai departe, cel puțin pentru 100 și ceva de ani, îmi dorește să facă acest lucru. Ei bine, și în momentul în care vede că regele are deja un urmaș, își simte poziția amenințată. Iar în momentul în care regina rămâne gravidă cu cel de-al doilea copil, și anume Thomas, care mă apaude că se va numi Thomas, aranjează în așa fel ca aceasta să sângereze de moarte și în cele din urmă să moară. Acum îl avem pe regele Roland cu cei doi copii ai săi, Peter și cu Thomas. Și îl avem pe vrăjitorul Flagg, care încearcă să distrugă totul. Ei bine, felul prin care reușește este să apeleze la un obicei de al regelui, și anume că înainte de culcare, fiul cel mare, Peter, să-i aducă un pahar cu vin înainte de acesta să culcă. Ei bine, acesta reușește să o trăvească respectivul vin, iar regele este otrăvit de însăși fiul său. Sau nu, pentru că e un skepsis pe acolo pe care veți afla când veți citi. Toată această chestie, faptul că Peter servește pe rege cu vinul otrăvit, este urmărit de fiul cel mic Thomas, care Randall Flagg îl ajută să găsească un culoar secret și să vadă prin ochii dragonului. Exact, ochii dragonului, deoarece capul acela uriaș de dragon de pe perete îi avea în spate un culoar și prin ochii acestea se putea vedea în sala tronului. Ei bine, Peter ajunge în turn, temnițat în turn ca ucigașul regelui, pentru că
Randa Taga spune tuturor că acesta dorea doar pur și simplu să fie rege. Iar tronul este luat de mult mai tânărul Thomas, care este nevoit să-l pune pe Randall Frey ca persoane care să-l ajute și să-i spune ce are de făcut. Și astfel Randall Frey se trezește brusc în conducerea regatului și dacă l-a încoronat de Thomas era numit aducătorul de lumină, în cele din urmă îi se spune Thomas aducătorul de taxă. Destul de interesantă chestia asta. Înainte de a încheia să vă mai spun despre acțiune, vă mai zic o singură chestie și anume că Peter are o singură dorință în film și anume să îi se aducă o casă de jucării care avea a mama sa când era mică și șervețele la fiecare masă, deoarece totuși este de miță nobil. Dar lucrurile nu sunt așa de simple, deoarece el cere chestia asta pentru a îndeplini un plan pe care va trebui să-l descoperiți. Ceea ce v-a spus oricum este, nu știu dacă depășește o treime din carte, deoarece lucrurile interesante apar mult mai încolo și veți vedea, citind cartea, o grămadă de chestii care vă vor fi. În primul rând trebuie să vă mai zic încă o chestie, carte scrisă oarecum pentru copii, nu e carte acolo, să nu vă așteptați la monștri. Un fantasy, dacă pot spune așa ceva, și foarte interesant că King arată că poate scrie și fantasy. Și este plasat într-un decor medieval, unde avem, după cum am zis, dragoni, regi și așa vrăjitori și așa mai departe, lucru interesant și frumos. Și aflăm încă din cuvântul introducere că King a dorit să scrie această carte pentru copilul său, care a cerut să scrie și o carte de copil. Bineînțeles că fanii au fost devotați la vremea respectivă și l-au comparat cu scriitorul din Misery, unde acesta și-a omorât personajul principal de dragul de a scăpa de respectivul. Așa, King și-a spune că a fost acuzat că dorește să scape de genul horror scriind fantasy. Bineînțeles că cartea este o carte foarte bună, mi-a plăcut foarte mult, m-a prins, ușor de citită, normal, adresându-se oarecum copiilor, dar curge și e plină de acțiune inovatoare în acțiune ei, deoarece are multe răspunări de situații și chestii interesante care pun sare și pipe oricărți. Mie mi-a plăcut foarte mult și am să-i dau 9 din 10. După cum am spus și în episoadele trecute, mă schimbam un pic formatul emisiunii doar de lectură. Și anume, de acum nu vom mai pune două episoade pe săptămână, miercuri și duminică, ci numai duminică, când vom alterna episoadele de serie cu cele de cărți de sine stătătoare. Astfel, într-o săptămână vom vedea o recenzie a unei cărți din seria pe care o discutăm, iar în cealaltă săptămână vom discuta despre o carte de sine stătătoare. Ca să și exemplific, duminica viitoare vom discuta despre cartea lui Arthur C. Clarke, Fântânile Paradisului, care este una din cărțile reprezentative a acestui autor. Nu cea mai reprezentativă, bineînțeles, dar vom ajunge noi și la alea la un moment dat. Și duminica vom discuta despre aceasta. Iar peste două săptămâni continuăm preseria Turnul Turecat, unde am ajuns la cartea lui Stephen King, Hărți în Atlantis. O carte care o am doar în engleză, deoarece că nu a fost adusă în limba română. Astea fiind spuse, vă doresc lectură plăcută, o zi bună, la revedere și nu uitați să fiți dornici de lectură.